Cum ar fi dacă ai găsi o carte care să schimbe radical toate relațiile din viața ta? Să ai mai multă iubire, mai multă conectare cu cei din jurul tău. Gary Chapman, Dr. Gary Chapman, unul dintre cei mai cunoscuți consilieri de cuplu din lume, după 50 de ani de terapie de cuplu, a scris o carte în care sumarizează principalele idei care fac relațiile să funcționeze. Această carte se numește Cele 5 limbaje ale iubirii. Este una dintre cărțile mele preferate pentru că consider că mi-a influențat viața în bine, atât în relația mea personală cu soția, cât și în relația cu familia, cu prietenii, cu colegii de lucru și cu colaboratorii. Pe scurt, cartea vorbește despre 5 limbaje ale iubirii care ne ajută să ne îmbunătățim relațiile, pe principiul că unul sau două din aceste 5 limbaje sunt mai predominante la fiecare persoană, iar dacă reușești să le identifici și să vorbești pe aceste limbaje, vei putea să îmbunătățești relația cu acea persoană. Recomand această carte să fie poate chiar predată inclusiv în școală la orele de dirigenție, pentru că poate să facă diferența în viața tinerilor și le poate influența toată viața de acum înainte. Indiferent ce vârstă ai, că ești în liceu, că ești un senior sau ești un părinte, îți recomand această carte pentru că te va ajuta să-ți îmbunătățești relațiile. Chiar m-a inspirat atât de mult această carte încât am introdus un capitol în propria mea carte, Antrenamentul de Marketing, despre cum să folosești cele 5 limbaje ale iubirii în relația cu partenerii și clienții, în așa fel încât să-ți îmbunătățești inclusiv relațiile comerciale. Așadar, dacă vrei să ai relații mai bune cu copiii, cu familia, cu prietenii, cu colegii de birou sau cu clienții, îți recomand să încerci cartea lui Dr. Gary Chapman, Cele 5 limbaje ale iubirii. Cu siguranță îți va face plăcere, are doar 200 și ceva de pagini, este ușoară, este practică și o vei adora. Ți-o recomand cu căldură.